Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța a derulat în cursul acestei luni o serie de acțiuni de control la 13 magazine din cadrul a două lanțuri mari de magazine. În urma neregulilor constatate, s-au aplicat următoarele sancțiuni: 18 amenzi contravenționale în valoare de 90.000 de lei, 9 avertizmente și oprirea definitivă de la comercializare a produselor alimentare neconforme. Dintre cele mai importante nereguli, comisarii au menționat folosirea unor vitrine frigorifice neigienizate cu depuneri de mizerie, folosirea unor tăvi neigienizate pentru realizarea produselor de patiserie, neafișarea informațiilor privind valorile nutriționale ale produselor de brutărie sau patiserie. De asemenea, au fost descoperite neconcordanțe între greutatea declarată pe ambalajul unor produse și cea constatată în urma cântăririi. Acestora li se adaugă comercializarea unor fructe și legume depreciate calitativ, comercializarea unor produse cu data limită de consum depășită și etichetarea incorrectă a prețurilor.